În județul Vrancea, managementul serviciilor de alimentare cu apă și canalizare este responsabilitatea operatorului regional SECE, compania de utilități publice SA Focșani, companie publică ce asigură servicii de alimentare cu apă, canalizare și epurare apelor uzate în zonă. SECE, compania de utilități publice SA Focșani, a fost creată în 2008 ca operator regional de apă și canalizare în județul Vrancea, având în sarcină furnizarea de apă potabilă la standarde înalte de calitate și asigurarea epurării corespunzătoare a apei uzate, implementând în acest scop proiectul reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Vrancea, finanțat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu. Programul post-mediu prevede pentru județul Vrancea reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare. În cadrul acestui proiect avem o serie de obiective de îndeplinit. Acestea sunt în special îmbunătățirea accesului la apă potabilă, astfel ca să fie îndeplinită directiva 98/83 a Comunității Europene, de la 76% actualmente la peste 95% în 2014. De asemenea, asigurarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare la tarife accesibile, creșterea gradului de acoperire pentru colectarea apei uzate de la 73% la peste 95% în anul 2014 și asigurarea calității apei potabile conform directivei 98. Nu mai puțin, este și nevoie de elemente de protecție a mediului, astfel că stațiile de epurare ce se construiesc în cadrul acestui program au în vedere îmbunătățirea calității emisarilor, practic a râurilor în care se deversează apa uzată după epurare, și îndeplinirea termenului de conformare conform angajamentului României pentru localitățile mai mari de 10.000 de locuitori trebuie să fie realizată în anul 2015. Astfel că, în cadrul acestui proiect, orașele beneficiare ale proiectului Focșani, Odobești, Mărășești, Panciu, Adjud vor trebui să fie conforme cu normele de mediu, conform obiectivelor de mai înainte enunțate în acest sens. Programul prevede lucrări de peste 107 milioane de euro, cu o contribuție de 77,39% al Uniunii Europene, adică peste 82 de milioane de euro. Autoritatea centrală, practic Guvernul României, și alocă 11,84%, adică peste 12 milioane de euro. Bugetele locale ale localităților în care se desfășoară acest proiect alocă 1,82%, deci 1.950.000 de euro, și un credit al companiei de utilități publice de 9,6 milioane de euro, adică 8,95%. Acest montaj instituțional permite derularea lucrărilor într-un mod ritmic și fără sincope de finanțare, astfel că lucrările pot fi realizate în termenele angajate de contractori, fără să existe situații în care contractorii, constructorii să acuze lipsa de finanțare și tergiversarea lucrărilor. Ca și cadru instituțional pentru derularea acestui program, în România s-a creat un nou mod de lucru, în sensul că e nevoie de crearea și a fost nevoie de crearea unor operatori regionali. Practic, companiile regii, fostele regii de apă au trebuit să se extindă ca activitate și să preia în operare și localitățile mici. Pe lângă această extindere și crearea acestui operator regional, care are în obiectul de activitate numai activități de apă canal și conexă, alte activități fiind excluse din cadrul obiectului de activitate, ar trebui să se creeze și o asociație de dezvoltare intercomunitară
în cazul județului nostru se numește Vranceapa, în care membre sunt autoritățile publice locale. Și această asociație are rolul de coordonare, urmărire și promovare a investițiilor la nivel județean. Între asociații ca reprezentantă a autorităților publice locale individuale și compania de utilități publice ca și operator regional, s-a încheiat un contract de delegare a serviciilor, prin care se urmărește ca serviciile pe care le furnizează le asigură cetățenilor, să respecte normele de sanitare, de mediu, de calitate, atât cele din standarde, cât și cele reglementate de autoritățile sanitare sau de mediu în special. Câteva aspecte legate de publicul țintă asupra căruia proiectul se adresează. E vorba de faptul că ne adresăm în general locuitorilor care nu beneficiau de servicii de apă și canalizare, dar și celor care aveau servicii cu sincope datorită avariilor, rețelelor învechite și multe probleme. Lucrările au creat un oarece disconfort multora dintre cetățeni pe străzile cărora s-a lucrat și constructorii nu au reușit întotdeauna să deruleze într-un mod conform activitatea, dar trebuie să se cunoască faptul că la finele fiecărui contract constructorii au obligația să aducă străzile la starea inițială, practic dacă a fost asfalt să se asfalteze, dacă a fost balast să se balasteze sau straturile de pământ să rămână compactate și nu cu grot, cum mai din acest punct de vedere, încă mai avem câteva aspecte nerezolvate. E adevărat, și constructorii spun că mai au de lucru și, într-adevăr, nu sunt finalizate contractele. Și mai mult decât atât, pentru noi ca siguranță și pentru autoritățile publice locale există și o garanție de bună execuție. Și dacă sunt probleme pe parcursul unui an de urmărire a lucrărilor, de garanție, în sensul că pot să apară tasări, gropi, acestea vor trebui refăcute de către constructor dacă nu se acționează asupra garanției și se execută aceste lucrări, astfel încât străzile să fie aduse la un nivel normal de trafic, sau cel puțin la nivelul anterior. Județul Vrancea este de altfel singurul din România care a reușit să obțină finanțări europene atât pe componenta de management integrat al deșeurilor, cât și pe cea de apă, apă uzată, în valoare totală de 6,109 miliarde de lei vechi. În prezent, Consiliul Județean este administrația județeană cu cele mai multe proiecte finanțate prin fonduri europene, până acum fiind în derulare proiecte de aproximativ 260 milioane euro. Stadiul de implementare a proiectului reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Vrancea, situația străzilor sparte, dar și efectele acestui proiect asupra populației județului au constituit temele principale ale întâlnirii reprezentanților SCCUPSA cu mass media vranceană, dar și cu beneficiarii. În municipiul Ajut, valoarea lucrărilor este de 7.691.686 de euro, perioada de execuție fiind de 36 de luni, timp în care se vor executa reabilitarea 10 foraje, reabilitare conducte de aducțiune cu o lungime de 3,8 km, reabilitare rezervoare din magazinare cu o capacitate de 1500 de metri cubi, reabilitare stație clorare, reabilitare stație pompare, construcție seriu dispecer și laborator, sistem de automatizare și control pentru întregul sistem de alimentare cu apă, SCADA. În cadrul acestui proiect, Ajutul a beneficiat de dezvoltarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare, practic întregul municipiu și satul component Ajutul Vechi.
În Arjudul Vechi, practic, s-a înființat sistem de apă și canalizare, deoarece nu avea sistem centralizat. Și la Arjud, analizându-se sistemul de la captare până la distribuție, s-a avut în vedere reabilitarea a 10 puțuri, deoarece aceștia, din analiza anterioară, s-a observat că n-au debite suficiente, nici calitate foarte bună, deoarece coloanele puțurilor erau colmatate, erau ruginite și au trebuit reabilitate. Stația de pompare a orașului Arjud, a municipiului Arjud, este prevăzută a se reabilita, practic se vor înlocui toate pompele, se vor monta pompe cu randamente superioare celor existente, se optimizează sistemul de pompare și așa fel încât presiunile care se vor asigura în oraș să fie optime în funcție de cerința consumatorilor. Se realizează o stație de clorinare. Aceasta asigură clorinarea apei în mod continuu și conform cu normele sanitare. Remarcăm faptul că dacă până acum aveam un sistem de clorinare cu clor gazos, vom introduce un alt sistem cu producere a clorului la nivel local, fără să fie nevoie de alte cheltuieli de procurare a clorului. Practic, instalațiile noi sunt capabile să producă acest clor din sare și apă. Deci noi vom alimenta doar cu materie primă, apă și sare, și instalațiile respective vor reuși să extragă clorul și să-l introducem în apa potabilă pentru a asigura condițiile de potabilitate și cerințele de sănătate. Conducta de aducțiune de la puțuri se reabilitează, astfel că se elimină pierderile pe traseu, pe terenurile agricole aferente de-a lungul frontului de captare, atât către Onești, cât și către Bacău. Rezervoarele care se reabilitează sunt în număr de 2 din cele 4 existente. Au o capacitate suficientă de 1500 de metri cub și astfel ele vor fi impermeabilizate, reabilitate și hidraulic și vor putea să asigure o rezervă de apă suficientă și păstrată în condiții de calitate. Rețeaua de distribuție apei avea și aici, în ajut, pierderi foarte mari. Aveam foarte mari sincope în asigurarea apei, atât în perioada de noapte, când era nevoie de acumulare, dar și în multe perioade din timpul zilei, datorită avariilor, era necesară întreruperea apei. În special, magistrala de transport de la stația de pompare către oraș crea foarte, foarte mari probleme și, practic, obliga la oprirea întregului sistem. Toate aceste rețele intră în reabilitare și astfel se vor reabilita o lungime destul de mare de rețele, 17,3 km de rețele de apă se reabilitează și se extind 4,6 km. 7 km peste acestea, 7 km de rețele de apă se realizează în Arjudul Vechi. Deci un sistem destul de amplu și absolut necesar. Așa cum spuneam, cele 10 puțuri de alimentare cu apă de extracție apei din subteran se reabilitează, conducta de aducțiune pe o lungime de 3,8 km, cele 2 rezervoare de 1500 de metri cubi fiecare și o noutate, aici se va realiza și un set de dispecer și laborator,
în incinta stației de pompare, care să permită urmărirea funcționării întregului sistem. De fapt, acest serviciu special laborator este prevăzut a se realiza în toate orașele și Abjud și Panciu și Mărășești și Odobești, tocmai pentru a crea condiții de urmărire, monitorizare a funcționării sistemelor. Chiar dacă se automatizează, acestea trebuie să duse la un dispecerat, un centru de control pentru urmărirea lor permanentă. Sistemul de canalizare în orașul, în municipiul Abjud, se reabilitează pe o lungime de 8 km, ceea ce înseamnă 43% din rețeaua existentă, și se extinde rețeaua de canalizare cu 16,9 km. Stația de epurare care este în execuție este în totalitate reabilitată, practic se schimbă tehnologiile și astfel deversările care se vor face de apă epurată în râul Totuș vor fi conforme cu normele de mediu. Termenele de execuție și la aceste lucrări, la rețelele de apă, la rețelele de canalizare, este de asemenea sfârșitul lunii iulie. Aici totuși remarc faptul că pe rețele lucrurile sunt puțin mai întârziate, constructorii speră să se încadreze, noi doar sperăm. Ei încearcă, ca prin programele pe care le vor derula de lucru, să mărească ritmul lucrărilor. Lucrările de reabilitare și extinderea rețelelor de apă din municipiul Abjud au loc prin înlocuirea conductelor vechi de oțel, care ne creează mari probleme prin faptul că sunt deteriorate și sunt multe pierderi. Se înlocuiesc cu conducte din polietilenă, iar în aceste momente chiar are loc executarea unei sudări cap la cap a țevii de polietilenă, practic a unei conducte de distribuție de dimensiuni mari, și lucrările, așa cum se vede, sunt destul de complexe, nu sunt ușoare pentru că sunt împietate de rețelele existente, atât cele de apă, canalizare, cât și celelalte de telecomunicații electrice. Traficul care creează un anumit inconvenient muncitorilor cu deplasarea și spațiul de lucru, și din cauza aceasta apar față de ritmul normal al unor lucrări, apar întârzieri și îngreunări, dar constructorul încearcă să rezolve aceste chestiuni și trebuie să le rezolve, pentru că de fapt ăsta este contractul și nu are ce să... Și de vreme, până la urmă, condițiile meteo și ele fac probleme. Este adevărat că și vremea creează anumite probleme, pentru că dacă prinde oamenii cu șanțul săpat, o ploaie necesită iarăși curățire, scoaterea apei, și lucrurile acestea creează probleme. De asemenea, surpări de maluri, trebuie să-și ia măsuri de siguranță, de protecție, pentru că deja au fost câteva accidente și sunt de evitat și sunt nedorite. În cadrul gospodăriei de apă a municipiului Abjud, aici avem rezervoarele de înmagazinare a apei, alimentate de la frontul de captare. Așa cum spuneam, se reabilitează 10 puțuri și aducțiunea până la aceste rezervoare. Se reabilitează cele două rezervoare din spate de 1500 de metri cu fiecare. Reabilitarea înseamnă impermeabilizare, consolidare, schimbare de vane, conducte vechi din oțel se schimbă cu oțel inox. De asemenea, se modernizează și se realizează o stație de clorinare aici alăturea și stația veche de pompare cu pompele vechi se înlocuiesc și se reabilitează în totalitate, creându-se chiar și o altă formă și structură a acesteia.
precum și automatizarea ei în mod obligatoriu. Alături avem în lucru setul dispecer și laboratorul, pentru că e nevoie și de acest lucru, de a controla în permanență calitatea apei și înainte de a pleca către consumatori. Domnule director, ce număr de locuitori deservește această stație? Și dacă este suficient, adică va fi suficient și în viitor? Sigur, stația și rezervoarele existente are o capacitate suficientă pentru asigurarea cu apă atât a municipiului Adjud, cât și a noului cartier Adjudul Vechi, care va fi alimentat tot de aici, până acum acesta neavând apă în sistem centralizat. Acum noi am dus o magistrală de transport către Adjudul Vechi și rețele de distribuție pe teritoriul localității. Lucrările aferente realizării stației de depurare sunt incluse într-un contract ce vizează lucrări asemănătoare pentru 5 aglomerări din județul Vrancea, și anume Odobeș, Mărășești, Panciu, Adjud și Homocea. Valoare contract 74.578.806 RON, perioada de execuție fiind de 30 de luni. Stația de epurare va fi reabilitată și extinsă pentru un număr de 18.000 de locuitori. Schema de epurare aleasă corespunde debitelor caracteristice de ape uzate și concentrațiilor indicatorilor de poluare și urmărește reținerea materiilor în suspensie, a substanțelor flotante, eliminarea substanțelor organice biodegradabile, nitrificarea, denitrificarea, defosforizarea și tratarea nămolului prin îngroșare, stabilizare anaerobă și deshidratare. Beneficiari sunt municipiul Adjud și satul component Adjudul Vechi. Și în cazul acestui proiect, la Adjud, avem constructorul are o garanție de bună execuție și dacă nu reușește ca la acoperirea lucrărilor refacerea străzilor să fie conformă și pot apare ulterior tasări, gropi, acestea să poată fi reparate ori din garanția de bună execuție, dacă el nu se prezintă să ia măsuri pentru rezolvarea acestor situații. Așa cum spuneam, beneficiile acestui proiect sunt importante și, în special, se axează pe creșterea calității apei potabile, pe creșterea accesului populației la servicii de alimentare cu apă și canalizare, pe reducerea pierderilor de apă și economisirea unor resurse importante naturale. Resursa subterană de apă se știe că nu este inepuizabilă și e nevoie de un consum cât mai rațional. Este nevoie de a asigura apă tuturor cetățenilor, tuturor consumatorilor, dar în condiții raționale și economice, fără risipă. Risipă atât în cadrul rețelelor, cât și individual. Iar risipa în individual, să zicem, în fiecare gospodărie, este motivată prin montarea contorilor. Deci toate imobilele sunt dotate cu apometre și astfel cetățeanul va ști cât plătește și va consuma cât poate să plătească și cât este necesar, evident. Și astfel are posibilitatea să-și dimensioneze, să-și urmărească consumul și să vadă dacă are sau nu risipă și consumuri nefondate. De asemenea, reabilitarea și execuția rețelelor de canalizare cu racordul de canalizare la fiecare imobil are rolul de a reduce infiltrațiile în sol a apelor uzate din canalizare și implicit a poluării pânzelor freatice, a pânzelor de apă subterană, și care se vede că în ultimii ani au început să fie deteriorate, să se abâne, practic, deteriorarea de-a lungul anilor și multe fântâni în zona rurală
au devenit nepotabile. Practic, ca și beneficiul global este îmbunătățirea stării de sănătate a populației și a stării mediului înconjurător. Proiectul Reabilitarea și Modernizarea Sistemelor de Apă și Apuzat în județul Francea, finanțat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene în cazul Programului Operațional Sectorial Mediu, este destinat orașelor Focșani, Agiud, Panciu, Mărășești, Odobești, dar și comunelor Golești, Câmpineanca și Homocea și prevede reabilitarea puțurilor de apă, a stațiilor de tratare a apei potabile, a conductelor de aducțiune, extinderea sistemului de distribuție a apei, extinderea și reabilitarea rețelelor de canalizare din aceste localități, dar și realizarea 5 noi stații de epurare.